seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție Instar Show, așa cum ne-am obișnuit deja de multe ediții live aici pe Instagram. Instar Show are de parcurs în această săptămână o traiectorie în lumea serialelor. Astăzi rămânem pe meleagurile românești și ne întâlnim cu multivalentul artist Răzvan Alexe, a.k.a. Cream, care în curând ne va cuceri și ne va surprinde în noul serial difuzat de Antena 1, numit Adela. Așa că nu mai așteptăm, îl invit alături de mine pe Răzvan să povestim și să ne cunoaștem mai bine. Salut, salut! Salut! Bine, suntem acolo, a luat-o? Da, suntem, te aud, te văd. Bine te-am găsit, Răzvan, la Insta Show. Mă bucur că ai acceptat această invitație să stăm la povești. Mulțumesc și eu pentru invitație, Claudiu. Cu mare drag. Cum ești? Ce faci? Care e viața ta? Mai ales în perioada asta ca actor, ca om în România, în general. Păi, uite că s-au dat planurile peste cap. S-au dat planurile peste cap de când a început pandemia. Ce să zic, cu suișuri și coborușuri. Din fericire am proiecte, din nefericire s-au schimbat alte perspective, s-au dat planuri peste cap. Încercăm să ne mișcăm. Ca om pot să zic că sunt sănătos, nu am nicio problemă. Chiar mi-am făcut și eu testul COVID de curând și sunt ok. Iar altfel, ca actor și artist, se putea și mai bine, se putea și mai rău. Eu sunt angajat al Teatrului de Comedie și momentan suntem în expectativă. Nu știm cum să o apucăm. Ai văzut că s-au schimbat săptămânal regulile, ba s-au montat spectacole, ba nu. Acum, pentru ceea ce privește spectacolele indoors, trebuie să vedem cum ne adaptăm, dar echipa artistică de la teatru caută variante de lucru pentru diverse spectacole, poate piese, mai puține personaje. Încă suntem într-o fază de lucru. Asta ca să repetăm și să vedem în ce mod putem să-l prezentăm. Iar separat, uite că am norocul sau noroc pe care mi l-am făcut singur cu serialul, că-și filmez la serialul Adela, care va avea premiera pe Antena 1. Deci sunt ok, pot să zic că sunt ok. Acum, na, sunt eu ok când alții poate nu sunt ok, la fel cum nu eram eu ok când altora le mergea mai bine. Nu știu, ține mult și de norocul și de traiectoria fiecăruia. E rez, oare rez. Acum, e important e că ești sănătos, că ești bine și mă bucur să aud că oricum, în general, cu toată lumea cu care am vorbit până acum, cu toți invitații, toți mi-au spus că teatrele încearcă să rezolve, să găsească o soluție ca arta să continue, cultura să fie acolo expusă, știi? Eu am o chestie, eu zic mereu, dacă un pic în fiecare zi trebuie să ne hrănim cu un pic de cultură, știi? Măcar un pic, un pic de artă, că ne face absolut. Bine. Normal, ne face mai umani, ne face mai conectați cu realitatea. Ar fi... Uite, iar se dă peste cap situația. Ia să încerc să stabilesc mai bine. Zici că e sectorul cultural românesc telefonul meu și hop, odată la două minute, poc. Da, că altă analogie n-am avut. Dar overall îmi închipui că e foarte greu. Știu, am prieteni și din mediul independent și colegi și e un mediu în care, indiferent cât de activitate ai, tot o să te întorci la lucru într-un spațiu cultural independent care îți oferă șansa să dezvolți ce fel de proiecte neconvenționale vrei, știi? Și în momentul ăsta s-au închis și spații, nici nu sunt acoperiți legal mulți dintre artiști independenți, știi, e destul de dur și dramatic, așa aș putea spune chestiunea, pentru că e un sectorul cultural în care nu știu dacă s-a investit neapărat și nu mă refer numai financiar până acum.
realmente, știi, să spui că, domne, cultura românească e la rangul ăla unde ar trebui să fie și lucrurile sunt roz. Nu, mi s-a părut că oricum a fost ceva așa de finalul listei priorităților. Și acum, bașca și mai tare, na, suntem loviți din toate părțile. După cum spun specialiștii, că ar fi cel mai în regulă, deși statistic nu au fost teatrele chiar cele mai mari focare de infecții. Exact. Dar, știi, până la urmă, hai să zicem că nu suntem noi specialiști să vorbim în numele lor, dar niște informații acolo sunt și dacă ești interesat, le poți culege și le poți afla. Dar, ți-am zis, fiecare e cu felul lui de a trece peste sau prin perioada asta. Îmi place să zic chestia asta, pentru că mulți aud, cum ai zis tu, că din păcate nu s-a făcut pentru teatru, nu s-a alocat, nu s-a așa, știi? Îmi place să gândesc așa. Unii gândesc, din păcate nu s-a făcut, alții gândesc, din fericire există loc de dezvoltare de a face ceva, știi? Deci îmi place să văd partea altă pozitivă. Chiar dacă nu s-a făcut până acum, poate... Da, că știi, pe o parte din... poate pierzi pe cealaltă. Da. Te spuneai mai devreme, că am zis și eu în introducere, despre serialul Adela. Cum a luat decizia de a participa la casting pentru acest serial și nu știu ce aturi are personajul tău din serial? Eu am participat la casting în martie. Uh-huh. A fost un anunț transparent și am zis, băi, oricum e un casting. În mediul actoricesc și nu numai, când te prezinți la niște probe, le dai, încerci să dai tot ce ai tu mai bun. Dacă iei proba bine, dacă nu, viața merge înainte și așa mai departe. Asta ca să fac așa o prezentare cu ce înseamnă castingurile. Că am fost obișnuit să mergem la majoritatea care ne convin sau un proiect în care vrem să fim. Dacă se întâmplă să-l iei, ok, dacă nu, nu prea ai timp de pierdut plângându-te că nu ai reușit. Poate da, într-adevăr, e nașpa, poate chiar îți doreai proiectul ăla, dar sunt niște date care nu țin de tine neapărat. În ceea ce privește căutarea unui actor anume pentru un personaj deja închipuit de scenariști, de regizori și așa mai departe. Na, așa, și am fost la acest casting cu mulți, foarte mulți actori și actrițe și așa pentru personajul principal. Am rămas printre ultimii, dar am înțeles că nu mă apropiam neapărat fizic de ce însemna personajul principal și mi s-a propus să dau o probă pentru un alt personaj din serial. Ca să descoper că era exact genul de personaj pe care voiam eu să-l interpretez. Mai, da, dintr-o altfel de zonă care necesită altfel de date. Și am zis ceva pe contra-amploa, mai de compoziție, am zis poate nimeresc un personaj de genul și primesc textul pentru casting. A fost fix genul ăla de personaj și am zis gata, nu, e al meu, trebuie să fac cumva, mă dau peste cap să iau proba asta. Și da, după mai multe zile intense de casting, am primit acel felicitări, ai luat rolul și am fost super fericit. O zi, ca a doua zi, am intrat în lockdown. Am fost carantina generală. Da, și așa am fost luni de zile așteptând să se ridice din restricții ca să putem să începem repetițiile și filmările ulterior. Da, ai puțin și tu ca mine. Eu pe 16 martie m-am întors din Londra. Am stat o perioadă acolo, că tu ești de vino, și m-am întors din Londra cu treabă înapoi în București, am ajuns în București, am aterizat și când am aterizat, efectiv, lockdown, stare de urgență, din nu, de ce doar mie mi se întâmplă lucruri de genul ăsta? Pentru că mereu când plec sau fac ceva important, se întâmplă câte un... tot o chestie de-asta, știi? Și am nu te cred! Am stat 14 zile în carantină, stau 14 zile, ies, mă duc, îmi fac treaba și plec. Până în iunie n-am mai plecat. Da, n-am mai avut ce să faci. Deci, there you go. Că spuneai că despre personajul tău, vreau să întreb ce diferențe de personalitate consider că sunt între tine și personajul tău din Adela, mai ales că acum spuneai de la casting că ți l-ai dorit. Crezi că există diferențe între tine și personaj? Diferențe sunt în modul de gândire și de raport. Personajul pe care interpretez eu, Adi, este un băiat din Mahala, care încearcă prin toate modalitățile să evadeze din locul în care a crescut spre o
altă zonă mai favorabilă lui, motiv pentru care se agață de tot felul de situații, îmbârligă tot felul de oameni, e genul ăsta, oportunist, viclean și în același timp cu o personalitate colorată. E și simpatic, e carismatic, eu îl vedeam genul care cred că în viața asta ar fi vrut să fie actor. El e un personaj care în multe secvențe joacă, adică minte. Și asta e o provocare cu atât mai mare. Practic, joc un personaj care joacă. Știi, e un metateatru, e cineva, e un joc în joc și acolo e situația cu atât mai delicată, poate. Dacă a date de personaj, mă asemăn cu el în poate felul de a fi, felul de a glumi, doar că nu sunt eu Răzvan fix ăla care taie, linșează, calcă peste cadavre. Mă rog, mă duc mult pentru că nu e genul ăsta, nu e violent sau... Da. E pur și simplu un mare oportunist, ca să-i spun. Și lucru pe care nu cred că mă definește. Știi, am fost genul care a dat din coate pe treaba lui, pe drumul lui, venit din Bacău în București să facă treabă, nu pupincurism, nu traseism, nu știu, știi, am stat pe treaba mea, mi-am văzut de ale mele, știi, încercând să cresc singur fără să mă dau cu ăla, pentru că acum nu știu cum, mă dau cu ăla, în fine. Ceea ce acest Adi chiar asta face și e foarte interesantă evoluția lui în serial și îmi doream pentru că, ok, poate nu sunt eu așa, dar trebuie să caut date în mine și justificări pentru toate acțiunile lui. E ca și cum joci, mă duc mult, dar imaginează-ți un, nu știu, un criminal în serie, știi, sau un infractor, genul ăsta de om, dacă... Tare, ce viață mișto am eu, că nu sunt criminal în serie, știi? Depinde, de cele mai multe ori, da, te poți duce adânc în research, în tot ce înseamnă preproducția și pregătirea pentru genul de proiect sau de apropiere către personaj. Doar că nu suntem, adică la Hollywood, să zicem, poate mai întâlnești zone în care actorii, nu știu, se duc method acting și stau printre cerșetori ca să vadă din energia cerșetorilor sau, știi, lucruri de cum făcea Marlon Brando și mulți alții ca el, care se duceau în adâncuri. De-aia că nu te pierzi neapărat în toate datele astea, dar e fix o apropiere temeinică și e ce ține de actor. Asta e munca actorului cu sine însuși, de la Stanislavski citire, de ce înseamnă lucru pentru rol, efectiv. Și nu e așa, știi, pocnești din degete și ai găsit ce căutai. E o muncă în spate, muncă intelectuală, în sensul că trebuie să cauți și să forezi. Te-am pierdut un pic? Am pierdut Răzvan. Așa, gata. Se pierduse conexiunea. Da, mi se pare. Nu e problemă. Tot aici. Mi se pare că faceți o muncă foarte dificilă, știi? Pentru că de foarte multe ori aud, ai actor, lasă, conduce bine, nu face multe chestii, știi? Dar de fapt mie mi se pare o muncă foarte grea să faci asta.
Pune muncă grea. E, Lucru până la cu urmă, e o oamenii și lucru muncă. psihologic mi se pare cel mai greu. E simplu să muți o cărămidă dintr-o parte în alta, dar te solicită fizic, dar munca psihică și munca cu oamenii și să fii atât de vulnerabil în fața unui public, știi, mi se pare senzațional că poți face asta și felicitări. Mulțumesc. E, până la urmă, e tot o meserie. E o meserie ca oricare alta. Nu înseamnă că cea fizică e mai puțin Nu, nu, clar. spectaculoasă, poate, decât cea intelectuală, dacă vrei, sau unde supra-soliciți sistemul de operare central mai mult decât e cazul. Doar că nu văd și în perioada asta, știi, mulți sunt mai ales cu ideea asta că ok, hai că artiștii, lasă, hai tăiem de acolo din artiști, oricum sunteți voi în boemia voastră. Da. Am observat tendința asta, știi, nu e că practic tu, uite, mă rog, mă iau în cazul de față, om care a venit din Bacău cu așteptări și cu dorința de a face meseria asta și asta a presupus 5 ani de facultate, un ATC, 3 licență și 2 ani master, unde înainte să dai la teatru te gândești că asta e pentru tine și poate ai dreptate. Intri în facultate și undeva în anul 2 sau da, poate chiar anul 1 se întâmplă o criză de asta specifică aproape fiecărui student în care vrea să renunțe pentru că e cu totul altfel față de cum credea. Acolo dacă nu ești precis și sârguincios și profesionist și serios și punctual și hotărât și determinat și cu studiile la zi și cu absolut toți factorii puși la punct, nu reziști. Adică e armată. Mulți nu înțeleg asta și încearcă profesorii să te pregătească pentru ce înseamnă munca de după, ori într-un teatru, ori pe un platou de filmare, ori și ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă și să fii pe cât de bun și profesionist poți să fii tu. Nu e nicio boemie. Asta era un liceu când mai făceam teatru cu trupa de teatru. Dacă nu te-am pierdut din nou. Te-am Nu, pierdut, nu, nu te-am pierdut. Sunt aici. Spuneai, menționai în, de echipă. Cum e atmosfera de pe platourile de filmare? Nu știu care a fost o adaptare a serialului turcesc, Bahar Viața Curată. Cât de mult s-a postat scenariul da, acolo? Nu știu. Ai apucat să vezi ceva din serialul original? Am văzut câteva secvențe, doar așa, din punct de vedere cinematografic și să văd cine joacă pe Adi și ce-l face. Nu mi-a plăcut neam, a fost oribil, deci nu, sec, a fost, glumez, nu știu. Am văzut câteva secvențe, dar oricum, nu, nici nu erau subtitrate, nici nu înțeleg. Erau aceleași, cumva, scene, doar că altfel, oricum, adică e o adaptare la mijloc, nu știu în ce măsură, e doar inspirat de acolo și ai noștri scenariști au făcut o treabă bună în a-l adapta contextului românesc și se simte și pe platou, e o echipă mare de oameni, din nou, sunt oameni profesioniști care țin la timing, țin la seriozitate și echipa tehnică și cea artistică. Când e de treabă, e de treabă, dar atmosfera e destul de degajată. E foarte fun, știi, cu toată lumea pe acolo. Mai întâlnim, adică și între noi actorii sunt oameni cu care abia așteptam să lucrez sau pe care îi urmăream în spectacole și lângă care voiam să fiu sau pe care am mai văzut la TV înainte, că asta e un serial produs de Ruxandra Ion și doamna Ruxandra Ion este capitanul serialelor și al telenovelelor românești. A semnat cam toate producțiile care au fost pe la noi. Și îmi doream, știi, să am parte, măcar la un casting să cunosc echipa și să văd stilul de lucru, dar uite că s-a putut și mai mult de atât și să fie efectiv în proiect. Ceea ce mă bucură, că îmi doream, mă gândeam că la un moment dat o să vreau să fac asta și așteptam în tihnă momentul și trenul meu pentru un serial românesc. Cred că dacă te-ar fi întrebat cineva când te vezi jucând într-un serial românesc, nu cred că te-ar fi venit niciodată. În pandemie, domne, în pandemie. Da, fix. Da, o să iau castingul cu o zi înainte să intrăm în lockdown și fix așa va fi. Mark my words, exact. Crem Nostradamus, I know exactly what's going on.
Da, n-aș fi crezut, dar în același timp, ți-am spus, cred că e un timp pentru toate și un. Acum a fost trenul meu pentru genul ăsta de proiect. Exact. Uite, Și mă bucur că s-a întâmplat acum. Tibi Scobiola te felicită și zice că se bucură pentru tine. Dragul meu, Tibi, te salut, Tibi. Noi am fost colegi la o emisiune anul trecut. O emisiune în care a fost o emisiune, un talent show cu 100 de jurați. A fost la un dat pe un alt post de televiziune și ne-am cunoscut acolo mai bine. A fost foarte mișto. Te salut, Tibi. Salutăm lumea care e pe live și care ne lasă comentarii, Exact. care e cu Dacă noi. aveți întrebări, S-au comentarii adunat ceva, omule. Foarte frumos. pentru Răzvan, puteți să scrieți în comentarii, le citim, le vedem, le afișăm pe ecran, tot ce vreți. Ca să nu pun doar întrebări. Dacă aveți și voi întrebări, puteți să le scrieți acolo și le va citi, le vom citi și Răzvan va răspunde. Uite, după un periplu așa de succes de lungă durată, nu știu, care consider că sunt motoarele interioare ce te determină să continui pe acest drum al actoriei, mai ales spuneai și eu că în școală sunt foarte mulți care încep și după aia se lasă, iar reîncep. Pe tine ce te determină să continui acest drum? Care nu e un drum neapărat foarte lin, e destul de greu. Probabil unul din factorii care m-a motivat să continui a fost episodul de mental breakdown pe care l-am avut și eu în anul 2 și am zis că nu mai e altceva, Nu nu, mai asta nu e gata. facultate, asta nu e sistem, locul meu nu e aici, îmi bag picioarele, plec. Te-ai zis, Mă rog, jurnalism. Lasă-mă să ghicesc. Ai vrut să duci la jurnalism. am dat și la jurnalism cu Ah, dosarul ok. în Iași ca să am backup-ul, dar intrasem și la facultatea de teatru din Iași și urma să dau și în București. Doar, mă rog, am intrat și am avut un moment ăsta de cădere nervoasă, că nu înțelegeam niște lucruri, eram oricum mai tinerel și mai zburdalnic și efervescent și vulcanic, așa, și am avut o ieșire și metaforică și fizică, în sensul în care am plecat din clasă, de la cursuri, am înjurat, am insultat, am fost oribil. Am ieșit afară, am luat o gură de aer, m-am întors spășit cu coada între picioare, am întrebat dacă pot să revin la clasă și profesorul a deja, da, Răzvan, te rog, intră, ca și cum am văzut asta de un milion de ori, știi că în toate generațiile trebuie să fii un din ăsta care clachează, zice că gata, nu, dar revine după 5 minute. Revin Și că dincolo suntem de asta, obișnuiți, nu-i nimic nou. da, cred că asta, și atunci mi-am dat seama oricum că am fost un idiot pe moment. Na, am avut și o chestie așa, că încercam să-mi dau seama care sunt resorturile și care sunt parametrii facultății și în ce sens se întâmplă totul, dar a fost nevoie de ceva timp să-mi dau seama de niște lucruri. Și cred că motivația principală e că doream de mic și de mic am făcut asta. Am avut și muzica alături și când nu a fost teatru sau nu a fost pe proiecte pe actorie, am avut muzica, ba un concert, ba un album, ba un show, ba o piesă, ba un videoclip, ceva. Adică m-au ținut activ și ceea ce îmi doream de mic. Și acum, ce îmi doream eu acum 16 ani, se întâmplă acum, sau mă rog, s-a întâmplat până acum, în ultimii ani, într-un sens profesionist. Adică nu prea aș vedea în sensul să renunț sau să fac altceva. E în continuare greu, dar îmi place despre mine în punctul în care sunt stabil și financiar și Foarte tare. emoțional și mi se pare că e momentul meu pentru mine, știi? Oricum, anul ăsta trebuia să fie anul tuturor, că toată lumea cred că a zis, mamă, e anul meu 2020, rup Eu la norii, fel stai aici, să vezi, s-a 2020, terminat. cu gura târgului, o să fac, o să dreg Exact. proiecte, chestii. Mă, cineva de acolo de sus ne-a avut Da. aici, nu, Claudiu? Și în 2020 te vei relaxa. Și în 2020 te vei relaxa. Și m-am relaxat pentru următorii 5. E bun și un moment de relaxare. Sper să nu te relaxezi prea mult în perioada asta, să nu Mai e, fii mai prea relaxat. e. De ce îți spui? Dar Scuze, te-am întrebat, spune. nu, cred că acolo era. E doar nebunia caracteristică și acum sunt cu mult mai așezat, sunt punctual, sunt serios, sunt every director's dream. Foarte tare. Dar cred că mai ales în genul ăsta de meserie vocațională, dacă vrei, e nevoie de doza aia de nebunie și de înverșunare. Știi că băi, pot, fac, demonstrez, s-a terminat. Și ai nevoie de asta. Uneori
Adică de cel mai multe ori o ai în tine, doar că nu mai știi cum să o gestionezi, nu știi dacă încă mai există, nu știi cum să o amplifici, nu știi cum să o dezvolți sau să chiar să o lași loc liber creației. E frică să te lași să fii nebun, știi? Chiar ți-e frică de multe ori că nu știi, te gândești că e judecat. Absolut. Că e o meserie în care... Da, că ne punem sufletul pe tavă, știi, practic cu asta lucrăm. Și dacă unii se ocupă de alte lucruri cu mult peste ce am putea noi realiza din toate meserile, spre exemplu, nu știu, medici, să zicem, știi, pe un medic știi că e, oricum în perioada asta sunt în prima linie, dar, bun, și un actor sau un artist cu ce te-ar ajuta, știi? Dar mă îndoiesc că acel medic nu ajunge acasă și, nu știu, nu... ascult o anumită piesă care să-l relaxeze sau urmărește un film, un episod din ceva sau citește încă un capitol din romanul care așteaptă pe noptiere să fie devorat. Așa că artiștii acolo intervin. Cred în că momentul în care e nevoie de... Ierarhia ar trebui să fie medicul, are nevoie de un artist ca să poată să fie medic, știi? Am zis niște cuvinte foarte mari, dar înțeleg ce vreau să zic. Înțeleg că noi vrem să salvăm vieți spiritual privind, știi? Da. Adică lucrăm cu sufletul și bucurăm sufletul sau îl întristăm sau încercăm să-l trecem prin cât mai multe emoții ca să realizeze ce e important cu adevărat în viață sau pentru el. Asta e, dar aici sunt niște filozofii pe care... le-am și auzit, le trăiesc, dar încă nu pot să le spun că ăsta e setul de valori și așa funcționează, pentru că e o meserie de cursă lungă. Undeva, dacă o să mai avem ocazia peste 50 de ani să vorbim despre asta, o să par mult mai înțelept în răspunsuri și în... sau poate o să zic, băi, Claudiu, nici acum nu mi-am dat seama exact ce a fost în capul meu și cum de-am continuat și cu ce se mănâncă meseria asta, dar încă vreau să descoper. Și mă apropii spre 90 și încă vreau să descoper. Uite, ce ți-ai spune tu, cel de la începutul carierei? Ce ți-ai spune? Mă gândeam, culmea, mă gândeam zilele trecute la chestia asta, dacă aș reveni acum în punctul în care eram pe la început sau dacă m-aș întâlni cu mine, dacă l-aș sfătui pe acel Răzvan să continue. Și nu știu să zic, probabil că răspunsul ar fi da, fii sigur că ăsta e traseul tău, du-te. În același timp în care ar mai fi un Răzvan din mine care ar spune, bă, foarte tare, dar bagă-ți mințile în cap și fă și tu ceva cu viața ta, nu știu, vezi că e o zonă în care o să fii mâncat de viu. Și după aia zic, da, stai că tu ești din alta luat, tu n-ai treabă, tu o să supraviețuiești, așa că fucking go for it. Da, ca să nu fiu ipocrit, nu, chiar asta. Îți propun un exercițiu de imaginație și te întreb cum ți-ai închipui un show a la Crem, pornind de la realitatea de astăzi din România. Stai că te-am pierdut. Un show a la Crem, pornind de la realitatea de astăzi din România. Nu știu dacă să-ți răspund, pentru că am ceva în sensul ăsta de dezvoltare, cumva, ca plan, de un spectacol. Dar, la fel, a fost pus pe pauză cu tot ce presupune. Dar, sigur, ar fi un spectacol așa de varietăți, cu... adică te referi concret la un soi de performance despre... Da, performance, show, live, video, orice. Da, ar fi sigur un spectacol care să pornească, nu știu, ca ceva foarte superficial, amatoricesc, care să se dezvolte într-o comedioară, după care într-o zonă mai tragică, după care lugubră, după care plot twist-uri peste plot twist-uri și devine un spectacol care te trece prin toate stările fără să-ți dai seama că ai fost deja în universul ăla și nici nu te gândești dacă să te deconectezi, deja ești în. Și cu, nu știu, oamenii mei apropiați, dintre cei mai talentați actori și cântăreți și nu numai, care să prezintă o realitate frumoasă, dar dură, frustă și efectiv o oglindă. Doar că într-un trip psihedelico ceva.
Mă bag și Poate, eu. nu știu, zic la prima mână ce îmi vine, da, dar e ceva și foarte, dar foarte autentic. Foarte autentic și sună, cu multă sună muzică live și cu un band care să te treacă din Bach în Rage Against the Machine, poftim. Poate să fie o succesiune de asta, da, din mai multe elemente care ne definesc practic. Și cu un subiect foarte, foarte delicat, poate. Știi, ceva care să atingă, să pară la prima mână că e, pa, e un show de divertisment, de nu știu ce, și când te aștepți mai puțin să te lovească în plex când nu te-a mai lovit un spectacol vreodată. Exact. Iată. Uite, îți dau și poate și ceva și în sensul ăsta. O să fiu acolo pe șilă într-un colț, cât mai retras, cu lumina, cu ring light-ul meu, cu telefonul. Bună seara, bine ați venit la Instar Show, și în spatele meu se întâmplă toată nebunia asta, știi? Să apar la final ca în Truman Show. Să ne spui că tu ai fost Big Brother tot timpul ăsta. Foarte tare. Voi credeți că m-ați urmărit, dar eu v-am urmărit pe voi. Exact. Și încă o fac. I'm still here. Te vorbim la modul introspectiv, oarecum. Care consider că sunt valorile pe care teatrul, lumea artistică, în genere, de azi din România, din general, așa, lumea artistică în general, ar trebui să o transmită tinerilor. Pentru că văd o tendință așa jos, știi, de a se duce spre lumea asta, pentru că aud din stânga dreapta, actorul nu câștigă bine, dacă n-ai pilă, nu ai aia, dacă nu pare, știi? Ce poți să le minți? Eu sunt aici ca să dezmint aceste mituri ordinare pe care încă le aud și eu și de care, sincer, m-am săturat și la fel și mulți alți colegi de-ai mei care lucrăm în zona asta și unde, da, nu ți se oferă toate șansele, unele sunt pe pile, bă, alții, în fine, unde nu există lucruri de genul. Știi că nu există domeniu fără supape din astea, dar altfel nu, aș zice că ar trebui să insufle mai întâi o dragoste pentru meseria asta, pentru teatru și pentru tot ce presupune. Poate un studiu așa retrospectiv să vadă cine au făcut-o înaintea lor și cu genul de dăruire pe care au avut-o, cu smerenie și cu bun simț. Și altfel, mai ales dacă simți că e, să zicem, ne adresăm unui tânăr care ar vrea să urmeze un traseu de genul, automat și ceva din mine o să-mi zică: dacă tu ești sigur, fă-o. Dacă nu ești foarte sigur, caută să ai și backup-uri. Și asta nu înseamnă să schimbi traiectoria neapărat, înseamnă să îți mai dezvolți niște pasiuni, niște hobby-uri, că poate o să fie o perioadă mai puțin ok pentru tine ca actor și e bine să ai și un plan B. Dar altfel nu. Cât timp, automat, na, ok, ține de noroc, dar unde nu ține și de noroc și de bafta și de șansa pe care o ai. Altfel și norocul ăsta ți-l faci singur și dacă nu ești tu determinat să știi exact ce te definește și ce vrei să te definească într-un sens de set de valori, nu prea ai ce să cauți. Intră cu tupeu și fă-ți treaba că la un moment dat va fi în regulă. Este imposibil că tu, mai ales dacă vrei să oferi mult bine, e imposibil să nu se întoarcă înapoi înspre tine, dar nu în sensul ăsta meschin de te fac bine acum, că o să-mi fie mie bine mai târziu. Nu, efectiv, așa funcționează lucrurile. Eu sunt spre propovăduirea binelui și a dragostei, indiferent, e interumană, pentru meserii. În perioada asta e așa un pic off topic, dar în perioada asta se încearcă și o învrăjbare de-asta mondială, știi, cu toată lumea care s-a împărțit în două tabere, indiferent de context, indiferent de păreri, am ajuns să ne dăm în cap că avem păreri diferite și, în fine, extrapolăm, nu vreau să ajung acolo, dar raportat concret la ce spuneai, dacă, nu știu, copiii sau tinerii sau oricine simte că ăsta e mediul lor, artistic să spunem, înseamnă că asta e. Pregătiți-vă pentru ce e mai nasol, dar momentele alea mai puțin plăcute o să vă ridice. Asta o să te ridice, asta o să te clădească și asta o să te facă să te gândești realmente ce vrei să faci. Gata, te intră. Că poți să mor de foame dacă termini facultatea și poate ai șansa să fii și angajat undeva sau te implici în niște proiecte independente, poate mai filmezi o chestie, poate mai prezinți un eveniment, poate
încerci radio, poate, habar n-am, încerci televiziune, sunt atât de multe lucruri pe care poți să le faci ca actor și ține de conduita ta. Dacă tu ești foarte muncitor și vrei realmente să faci asta și nu ca să te simți tu artistul vieții, înseamnă că asta e chemarea ta. Nu o să fie deloc simplu, dar nici nu înseamnă că trebuie să pornești cu gândul ăsta că renunți din start și atunci de ce să mai faci asta? Adică avea Jim Carrey o vorbă care e unul din idolii copilăriei, că poți să îți dai un rateu mare făcând ceea ce nu-ți place, așa că de ce nu încerci să-ți dai o șansă într-un domeniu în care știi, chiar vrei să activezi cu plăcere? N-ai nimic de pierdut. Dar sunt din partea cealaltă, ca să-ți răspund la întrebare, din elita cealaltă care nu mai crede în miturile astea și o zic pe propria piele și având în minte și colegi actorii, știi, care trag, se zbat și nu au timp de, mamă, Doamne, dar e atât de greu, dar e atât de, da, vor fi momente. Scoatem un pic din context criza mondială actuală și pandemia, că dacă nu ar fi fost asta, fiecare umbla după proiecte pe care încotro în funcție de orice e dictat. Dacă niște oi pe câmpii și cine știe cine ne mai găsește dacă mai vine vreun ciobanaș după noi să ne culeagă. Nu, știm bine ce avem de făcut și dăm din coate că așa am învățat și așa am fost crescuți. Asta n-a fost educația. De acasă și din mediul adolescentin, din copilărie și așa mai departe, intri și în facultate și îți dai seama, a, e totul sau nimic. Da. Nu înseamnă că trebuie să calci pe cadavre, nu înseamnă că trebuie... Da, fiecare se descurcă cum poate, dar din punctul meu de vedere, nu știu, poate aș fi avut mai multe șanse dacă pupam în fund pe cine nu trebuie sau pe cine trebuie, poate nu, apar n-am. Doar n-am de unde să știu că am ales eu să fiu mai domol, mai liniștit și pe treaba mea. Pe Ali o să-ți dai seama cum ai fi fost dacă ai fost un oportunist. Merge bun rolul ăsta, e un exercițiu. Da, uneori mă trezesc că... Da, sunt niște momente de, wow, ok, uite cum am reacționat, sau mă rog, cum a reacționat Adi în situația asta, când de fapt eu cred nu aș fi făcut asta, neam. Dar iată, sunt niște date din mine care mi-ar fi zis, da, uite, că dacă era în situația asta, uite cum se întâmpla. Te întreabă Andreea, prietena și colega mea de la Star Gossip, ce crezi că ar trebui să definească un actor bun și dacă un actor bun automat presupune să fii și un om bun? Nu cred că presupune neapărat, mi-ar plăcea să cred că așa e și aș vrea să descopăr un om bun în spatele oricărui actor bun sau oricărui artist bun, dar știm că sunt ocazii, poate am întâlnit și noi oameni pe care îi admirăm din diverse locuri sau proiecte și așa mai departe și când ajungi efectiv să-l cunoști să-ți dai seama că este un caracter infect, dar asta nu înseamnă că nu este un artist minunat, dar... Pentru a fi un actor bun, profesional, știi, practic. Da, dar în același timp, dar uite că da, e în regulă ca actor, dar ca om, nu știu ce, da, dar ca pantof cum e? Adică e tot același actor, eu sunt artist și om și vorbim de aceeași persoană. Eu așa o iau, știi, eu ca actor sunt nu știu cum și ca un... Eu cred că sunt aceeași persoană și încerc să fiu aceeași persoană. Eu n-am cum să am un set de valori anume ca om și să nu le pun și în arta mea sau în ceea ce fac eu pe plan profesional. Și cred că cu smerenie, cu dragoste și cu seriozitate și profesionalism și cu doza aia de nebunie caracteristică și care e diferită pentru fiecare, eu cred că e rețeta necesară pentru Chemical Actor X și să iasă Powerpuff Acting Boys and Girls. Dar cred că asta. Da, puțin mai multă dragoste și mai multă bunătate și smerenie și profesionalismul ăla care e absolut necesar. Adică nu e. Noi am învățat în facultate dacă la 8 începeam cursurile, nu apăream la 8 și 10, mai fumam o țigară, mai beam o cafea, intram și noi în sală pe la 8. Noi trebuia să ajungem pe la 7:30, 8 fără un sfert. Dacă aveam timp de țigară și cafea, cu atât mai bine, nu interesa pe nimeni. Doar intrai, ajungeai, te dezbrăcai, te schimbai în hainele de mișcare, curățai sala, spălai sala, pregăteai muzica dacă era muzică. Totul trebuia să fie set ca la 8, când a intrat profesorul, să înceapă treaba.
Așa am fost educați. Cam acolo e. Și am ajuns să țin și la chestii. Nu eram atât de statornic, știi? Eram și un pic mai zăpăcit, dar trebuie să treacă ani și să-mi dau seama că trebuie să fiu un pic mai punctual și nu numai. Dar îmi place, uite, spre exemplu, m-am învățat ca student că e absolut imperios să fiu punctual acolo și acum încerc să fiu oriunde îmi desfășor activitatea personală sau profesională. Știi, mi-ai zis o oră, atunci se întâmplă. Dacă e de ceva, te anunț cu un pic de timp înainte, poate un pic mai mult, să zic că sunt schimbări sau întârzi sau... Nu sunt perfect, dar, uite, niște lucruri pe care le-am dezvoltat în facultate mă ajută și în viața privată. Deci... Și la mine se întâmplă la fel și foarte multe persoane, foarte mulți prieteni încă au dificultate în a mă înțelege, pentru că la muncă eu în principiu fac marketing și dezvoltare business. Și acolo trebuie să fiu într-un fel punctual, direct, nu știi? Și aplic și chestia asta în viața personală și nu stau să mă gândesc de 10 ori la o problemă, la o ceva, am o problemă, o rezolv, n-am soluție, merg mai departe. Știi? Sunt foarte așa pe speed. Și de foarte multe ori mulți prieteni nu înțeleg sau au dificultatea a mă înțelege. Și zic, ăsta sunt eu, nu sunt diferit la muncă cum sunt acasă. Sunt același om. Știi? Categoric, că nu încerc să fii altcineva exact. Sau să zici, ok, o să-mi iau masca mea de om, de Claudiu liniștit acasă. Gata, nu, este acasă același om. De business. Care a fost rolul din experiența proprie care consider că a ajuns cel mai mult la publicul tău și ce te-a învățat acest rol despre tine și despre ceilalți? Ok. Hai să mă gândesc. Și să știi că nu e cea mai grea întrebare a serii. Cea mai grea okay, e ultima întrebare, o să fie cea mai grea. No pressure. No pressure, just say. Da. Uite, ca să-ți dau un răspuns așa mai puțin mai diferit, cred că rolul care a avut cel mai mare impact a fost rolul de participant la România au talent în 2012. Mm-hmm. Cred că acel rol a ajuns cu adevărat în mintea oamenilor, a rămas în mintea oamenilor și mai mult decât rolul, ceea ce a prezentat rolul, respectiv piesele, bucățile muzicale, interpretarea și tot, dar... Acela a fost un an foarte bun și experiența de acolo m-a pus pe hartă practic oficial și nu știu, m-a oficializat ca artist. Eu cel puțin așa am simțit-o, că a fost ceva la scară largă, vizionat de miliarde de oameni și a fost șansa mea de a expune puțin din părerile mele și din flow-ul meu și așa mai departe și a prins mai bine decât m-aș fi așteptat și după atâta timp încă mai întâlnesc oameni care își aduc aminte de acele momente și e minunat pentru că sunt atât de multe competiții, emisiuni noi, emisiuni vechi, zeci de sezoane de peste tot, da, te pierzi în marea de artiști și de producții, dar când mai întâlnesc pe cineva care își aduce aminte de momente și îmi spune specific ce le-a plăcut și de ce, mă simt măgulit, știi, cumva, și mă simt că mă, nu mă așteptam. Și uite ce înseamnă, știi, chiar să fi fost atunci la locul potrivit, în momentul potrivit. Cred că asta a ajuns, acel rol. Foarte tare. Te gândești să-ți continui și cariera în domeniul muzicii? Da, chiar sunt în lucru la un album cu ceva prieteni cu care tot fac muzică. Fac muzică cu multă lume, dar m-am concentrez acum pe un material anume cu frații și prietenii Subsemnatu și Smokey și avem o piesă care beneficiază și de un videoclip al cărui lansare ar trebui să fie săptămâna viitoare cu Subsemnatu, Smokey și Silviu Mircescu pe refren și un produs independent, hip-hop clasic, cum ne place și după asta mai urmează ceva proiecte, deci nu cred, n-am cum să renunț atâta timp cât încă mai simt să scriu și să mă manifest, de ce nu? Plus că a fost alături de mine all my life, adică am trecut din concerte, plecam de la concerte, mă duceam la repetiții, de la repetiții, la spectacol, după aia la concerte, când nu aveam activitate în teatru, mă dezvoltam pe plan muzical. Am și crescut în anii ăștia, mi-am dezvoltat un pic mai mult tehnica, sunt acolo. Doar acum e chiar la nivel de pasiune mai mult.
Au fost perioade post emisiunea cu Pricina în care am trăit doar din concerte, din apariții. Au fost 2 ani în care aveam concerte, mă rog, turnee, așa, așa mai departe, național. Știi, mă plimbam prin orașe da. Cu echipa. În mediul independent, că nu eram mai mult decât ceva apariții la TV, nu prea aveam, nu eram, rupeam radiourile sau mediile de difuzare, știi? Doar că lumea a rămas cu impresia asta, surpriza plăcută de la talentați și ne sunau și căutau oameni. Și căutau să, da, să ne manifestăm. Ceea ce s-a întâmplat și nu aș vrea să o las, I don't know. Nu știu cum o să migreze, nu-mi imaginez neapărat că o să fiu MC la 70 de ani sau poate sunt alte, dacă cei de afară pot, noi de ce nu, oricum de la ei am luat tot, așa că, dar da, vreau să fie încă e alături și e plăcut că nu, cum să zic, nu e principala sursă de venit, ca după aia să-mi dau seama că ar trebui să fac muzica în alt fel, în care să prindă și da, să fiu pe nu știu unde și pe trend, ca să pot să supraviețuiesc din asta. Nu că ar fi ceva rău în asta, că practic, mă rog, fiecare are traseul lui, dar acum cât sunt liniștit cât de cât și mă zbat să am siguranță din alte proiecte și din alte medii, nu trebuie să strâng de gât muzica să fie super comercială și să mă... Nu, că aș avea, am mai colaborat și cu artiști comerciali, nu mă deranjează, doar că e din modul în care îmi scriu eu piesele și îmi fac eu muzica care o să fie exact în stilul meu și asta e. Deci am... Și... Spune, nu, că mă uitam la o întrebare, dacă Omul Gnom va fi și el pe album, s-ar putea, sper. Omul Gnom e unul din cei mai tari artiști de rap de la noi și un prieten drag și apropiat și ar trebui să fie și el, și el pe album. Și până atunci ar trebui videoclipul, dacă nu săptămâna viitoare, sigur o să pompez peste tot cu lansarea, unde o să fie cel mai probabil la Music Channel, unde și lucrez. Prezint o emisiune, un top muzical, Euro Top 20. De 6 ani și ăsta a fost primul job și jobul care a rămas. Sunt VJ, știi cum, da, erau oamenii înainte și pe locul 3 avem Justin Bieber cu ultima lui piesă, bam, 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 ăla sunt eu. Dacă o să fii sâmbătă dimineață sau duminică seară pe Music Channel, exact, da, eu sunt ăla care spune ce mai face Justin Bieber sau oricare dintre oameni din zona muzicală internațională și e cool, e tot în domeniul muzical, e o echipă foarte tare. Sunt de 6 ani acolo. O să te prezinți pe tine în top. Te gândi ce culo o să fie și acum urmează eu, pe locul 1. Da, și da, știi că dacă o să se întâmple asta, nu o să fie cea mai ilustră piesă sau ceva. O să fie o bombă ordinară care a prins nu știu cum și un Gangnam Style ciudat. I don't know. Adică nu cred că o să fie vreo capodoperă dacă o să ajung eu vreodată prin topurile europene. Dar nu știi niciodată. Exact. I don't know. Să știi. De pe final, întrebarea întrebării, cea mai grea întrebare pe care ai primit-o în viața ta și în această seară. Ce mesaj ai tu, Crem Răzvan, din prezent și vrei să-i transmiți lui Răzvan din viitor? Lui Răzvan din viitor? Da. Ai 50 de lei până mâine și ți dau eu înapoi pe Revolut? Glumesc, Răzvan, știi că n-am Revolut. Dar dă-mi 100, dacă tot, ca să fie o cifră de asta. Ce mesaj să-i dau? Să-i spun că îi mulțumesc încă de acum. Îi mulțumesc. Simpatic. Și celui din trecut, la fel. O să-i zic. Mersi. Da, avem noi niște lucruri ale noastre mai personale, așa de, pe care le-am rezolvat și... Aș zice, bine, cred că celui din trecut l-aș sfătui să nu mai fie atât de naiv, poate. Dar e o vârstă, eu am fost mai late bloomer, așa, știi, până nu am dat de, nu știu, situații mai puțin ok și oameni mai puțin ok, n-aveam cum să dau seama cine e cu adevărat pe lângă mine, pentru mine sau pentru
cine știe ce alte motive de a se agăța de mine ar fi. Dar da, când eram mai tânăr eram mai naiv și celui din viitor îi zic de pe acum felicitări, adică e un premiu bine meritat, e încă al sutelea la palmares, felicitări, bravo, tot așa. Eu știam, eu credeam în tine, să nu mă uiți, că eu am fost acolo în 2020, în pandemia aia oribilă, când îi ziceam, prietene, tu o să fii și mai mare de atât, crede-mă, baftă, fă ce trebuie să faci și felicitări de pe acum, e un premiu extraordinar, nu numai pentru tine, dar îți dai seama pentru România ce înseamnă premiul ăsta și l-ai luat tu din Bacău, adică excepțional. Și fără modestie sau falsă modestie. La final, PS, încă aștept acei 50 de lei pe Revolut. Să nu crezi că am uitat. Și știu și cu cine să vin după tine dacă nu-i văd. Adică, come on, man. Genial. Mulțumesc foarte mult, Răzvan, că am stat de povești. Mulțumesc și eu, Claudiu. Ești un om foarte mișto. Îți doresc succes în toate proiectele pe care le ai, prezente, viitoare și... baftă în tot ceea ce îți propui să faci, practic. Mulțumesc la fel, Claudiu, și ție multă, multă putere, forță și să rămâi același și offset și onset și offset. La birou și acasă și, și mult succes. Și depinde de tine dacă vrei mai multe momente de relaxare sau nu. Vreau. Acum... simt nevoia. Cool. Am nevoie să mă inspir un pic, știi? Am stat prea mult. Trebuie să mă inspir. Am nevoie de inspirație. Trebuie să plecăm un pic din, trebuie să mai, nu știu, și în Brașov, dacă am putea să mai mergem, dar cred că ar trebui să plecăm din țară puțin, așa, să ne luăm toți o vacanță, ceva, un... Să plec, dar să văd dacă se poate să fac asta. Eu acum nu sunt în București, sunt în Viena, tot plecat sunt, dar vreau să plec de aici și mai departe un pic. Vreau la căldură, recunosc. Poate. Te cred. Reușesc. Da, măcar un city break ceva, cred că de asta avem nevoie cu oricum aici. Mie mi se pare că suntem super bombardați de informațiile actuale cumva. Da. Nu că, adică sunt știri ok obiective, dar modul în care e prezentat tot mi se pare, mamă, zici că e efectiv sfârșitul lumii și numai asta ți se implementează și asta se transmite. Și retina ta ce să perceapă, ce să trimită sistemului de operare central? E numai normal, și numai teroare, teroare, teroare. Da, e, nu știu, trebuie să fim puțin mai rezervați, poate și mai puternici și avem informația aici, adică să nu ne lăsăm chiar așa influențați de orice se întâmplă, dar în primul rând, nu știu, precauți și sănătoși. Da. Și cred că e cel mai ok. Mulțumesc și eu, Claudiu. Te salut și mă bucur că te-am cunoscut. Asemenea, până data viitoare, dintre cele mai bune. Așa, te salut. Salut, Răzvan. Numai bine, salut, pa, salutare tuturor. Mulțumesc încă o dată, Răzvan, că ai fost alături de mine. Mă bucur că te-am cunoscut. Mulțumim și vouă celor care ne-ați fost alături, cu întrebări, comentarii, le-am citit, le-am văzut. Sunteți minunați, ca de obicei. Eu sunt Claudiu. Și ne vedem data viitoare la fel de veseli ca și astăzi.